Numai puțin de 36 de autocare la care se adaugă mașinile personale i-au transportat pe susținătorii lui Ponta până la Național Arena. După ce văd la prima oră și după cum s-au manifestat și s-au trezit oamenii, parcă au ceva entuziasm, știu de ce merg la congres, știu de ce merg să susțină pe candidatul Victor Ponta și toată lumea speră în ceva mai bine și mai bun pentru țară. Gorjenii au plecat la drum cu un mesaj clar pentru Victor Ponta. De la Gorj la trei cuvinte, Victor Ponta președinte! Ajunși în București, gorjenii s-au unit cu alți susținători PSD, PC și UNPR veniți din toate colțurile țării. În total, aproximativ 70.000 de persoane au participat la acțiunea de pe Național Arena. De unde sunteți? Bucovoz, Dolj. Cât ați făcut până la București? Aoleu, 4-5 ore s-a îngrozit și aici ne primim cu o primire de pomină. Merită efortul? Da, merită. Alături de cei 1800 de susținători gorjeni s-au aflat liderii politici de la Gorj, parlamentarii celor trei partide și numeroși șefi de instituții. Ion Călinoiu, președintele executiv al PSD Gorj, a afirmat că evenimentul de pe stadionul bucureștean demonstrează forța acestei alianțe PSD, PC și UNPR. Victor Ponta a plecat din Gorj, cu adevărat ne-a reprezentat pe gorjeni și este capabil și are și tot ceea ce îi trebuie un om să ne reprezinte pe toți românii pentru mai binele nostru. Pentru normalitate a început proiectul USR și schimbarea trebuie dusă până la capăt. Președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru, a afirmat că nici atmosfera de la marile meciuri nu se compară cu ce a reușit să organizeze Alianța de Stânga. Am fost pe acest stadion și la lansarea USL-ului, am fost și la competiții sportive. De departe, astăzi avem parte de o atmosferă deci plină de entuziasm, plină de bucurie. Deci toți PSD-iștii sunt bucuroși că au posibilitatea să fie lângă domnul Ponta la lansarea sa într-o competiție destul de grea. Alături de Victor Ponta, la lansarea candidaturii pentru alegerile prezidențiale, au fost toți politicienii importanți ai PSD, PC și UNPR. Așa cum a obișnuit pe toată lumea, cel care și-a făcut intrarea cu mult fast a fost primarul Constanței, Radu Mazăre. Îmbrăcat în verde și purtând o șapcă roșie pe cap, el a fost însoțit de câteva zeci de tinere îmbrăcate similar. Eu am locotenenți care organizează dragoste, eu sunt gradat. Da, o să intre cu mine. Senatoare, senatoare PSD, fetele? Păi ale PSD-ului sau ale mele? Ia întreabă-le. Ale cui? Ale domnului, bineînțeles. Cum v-a convins domnul Mazăre să veniți la București cu unele? Cu simpla lui prezență. Sunt și ale PSD-ului și ale mele. Vă rugăm. Ale lui domnul Victor Ponta? Și al lui Victor, normal. Dacă eu îl susțin pe Victor, nu-i normal să-l susțină și ele? În fața 70.000 de oameni, Victor Ponta a urcat pe scenă alături de soția sa, Daciana Sârbu. Mesajul lui Victor Ponta i-a ridicat în picioare pe toți cei prezenți. Am fost împreună, am fost uniți și am câștigat toate bătăliile. O vom câștiga și pe cea din 16 noiembrie. O bătălie pentru România! Evenimentul de lansare a candidaturii lui Victor Ponta a durat aproximativ 2 ore. Doamnelor și domnilor, asistăm la un adevărat show electoral marca PSD. Aici, pe Național Arena, au reușit să se strângă aproximativ 70.000 de simpatizanți și membri ai PSD, PC și UNPR. Oamenii au strigat în cor că vor victorie în această toamnă la alegerile prezidențiale. Au ascultat ceea ce le-a transmis liderul lor, Victor Ponta, și sunt hotărâți să facă orice pentru a ieși învingători în luna noiembrie. De aici, de pe Național Arena, pentru Gorj TV, Loredana Petrescu și Cornel Greere.